Acțiunile întreprinse în contextul investigației internaționale la Banca de Economie anunțată anterior nu bat pasul pe loc. Prim-ministrul Iurea Leanca a declarat la postul public de televiziune că în aproximativ 2 săptămâni urmează să fie contractată o companie internațională de expertizare. Întrebat dacă ar fi să aleagă între funcția de premier și finalizarea investigațiilor de la Banca de Economie, Leanca a optat pentru a doua variantă. Dacă ar fi o asemenea dilemă, deși nu prea văd cum s-ar putea pune ea, aceeași alege într-o investigație efectuată de o companie internațională și funcția de premier, deci chiar dacă ar fi o asemenea dilemă, mi se pare puțin deplasată, dar dacă s-ar pune așa problema, bineînțeles că aș opta pentru a investigația internațională. Fiindcă dacă de data aceasta nu vom face regulă, dacă de data asta cei care se fac vinovați nu va fi trași la răspundere, înseamnă că cetățenii noștri vor pierde cu totul încrederea în elitele politice, în capacitățile instituțiilor statului și în viitorul său în acest stat. Menționăm că Iurea Leanca a dispus o investigație cu angajarea unor companii internaționale cu credibilitatea necesară, dar și cu competența necesară pentru a evalua cu exactitate care este situația în sistemul bancar de Moldova și în mod special la Banca de Economii.